Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Vin în fața voastră cu o serie nouă de cărți inspirate din lumea înconjurătoare, din natură, din animăluțele și insectele care ne încântă în fiecare zi. Și sunt curioasă cum veți primi aceste noi etalări. Acum mă adresez celor cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec, pe care îi salut. Și cărora am să le transmit un scurt mesaj înainte să începe talarea propriu-zisă. A sărit această carte, Leopardul, care e semn de foc. Și cred că acest scurt mesaj este pentru unii dintre voi. Aveți la capătul setului de cărți o cracatiță și o cămilă. Nu, am arătat altceva. Deci cămila, da? Cămila. Semn de foc. Avem un alt semn de foc și șopârlița. Șopârlița e prezentă și în imagine de tarot ale regelui de bâte, ale regelui de foc, da? Poate unii sunteți persoane, bărbați, sau aveți energie masculină, că femeile în semnul berbecului sunt foarte masculine, în general, în atitudine, nu neapărat în aspect. Trec peste asta. Sunteți chemați să studiați foarte bine o situație care v-a îngreunat. Cămila, știm bine, printre multele simboluri, după cum arată, i se pun multe în cârcă. Aveți multe responsabilități. Nu știu de ce, dar acum mi-aduce aminte de 10 de bâte. Cineva are multe responsabilități. Că-i în dragoste, că-i în familie, că-i la locul de muncă, voi știți. Dar situația devine absolut sufocantă, emoțional și energetic epuizantă. Cred că am mai spus asta și în alte luni, dar se pare că revine pentru unii care nu știu de ce continuați să stați în această situație, nu înțeleg, pentru că a apărut ce? Leopardul, care ce face? Fuge de rupe pământul. E cel mai rapid animal, da? E cel mai rapid. Deci, scurt mesaj, fugiți, ieșiți din această situație de urgență și cu viteză maximă. Nici nu știu exact cât ajunge, la ce viteză ajunge leopardul. Da, știu că e cel mai rapid, da? Asta așa, pentru unii dintre voi. Continuăm. Berbec. Soare, lună, Venus, ascendent în berbec. Un mesaj din partea naturii pentru berbecul soare. Oh, 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 crocodil. Aveți două cărți. Altele. Alt mesaj. Oh, Doamne. V-ați îndrăgostit de vreun scorpion? V-ați îndrăgostit? Urmează să vă îndrăgostiți de vreun scorpion? Sau ce să mai plutește în aer dragostea? Crocodilul, în seria cărților propuse de creatorul acestui set de cărți, este cam similar asului de cupe. Dar, evident, aici are multe alte mesaje și simboluri. Scorpionul, nu știu, al câtelea este oare? Dați-mi voie să mă uit, să învăț, că e pe foc. Scorpionul e foc, e martele. Scorpionul e scorpion, scorpion este al doilea doi de. Ar fi similar cu doi de bute. Dar, bine, asta așa, de amorul arte. Scorpion și crocodil. Amândouă sunt semne de apă. Scorpionul, știm, dar aici este semn de foc, repet. Foc, apă. Posibil să fiți chemați să plutiți un pic la suprafață. Să nu vă afundați. Știți, crocodilul uneori se afundă în apă înainte de atac. Nu-i cazul.
simt că trebuie să vă ridicați un pic la suprafață, să vă relaxați un pic și, în primul rând, ridicându-vă, aveți o altă perspectivă asupra acestei situații sau alte situații prin care treceți. Dar plutind, vedeți la linia apei, da, ce se întâmplă și chiar și ce se întâmplă pe mal, nu doar în apă. Deci aveți, să zic, dublă perspectivă. Ba chiar triplă, dacă punem în considerare și adâncul apei. Crocodilul este o forță a apelor. Probabil că sunteți chemați unii dintre voi să vă temperați un impuls emoțional, pentru că vorbim de apă. Aveți o forță emoțională, poate aveți, avem și soare, avem soare, poate unii aveți soare, da? Vreau să zic că aveți foc și apă, poate aveți luna în semn de foc sau aveți planete în semne de apă și sunteți în general emoțional și pasional în același timp. Dar cred că unii dintre voi, la capătul setului de cărți aveți acvila, semn de aer. Unii dintre voi sunteți chemați să vă luați ceva timp să decideți într-o situație foarte importantă. Scorpionul cu scorpionul nu e de joacă, asta e clar. Și știm foarte bine că adesea scorpionul, înainte să-i atace pe alții, se atacă pe el însuși. Poate dacă vă afundați prea mult în apă și în emoții, vă faceți rău vouă înșivă. Din acest motiv apare crocodilul ca o chemare la suprafață. Ieșiți un pic la suprafață. Și iar vorbesc de emoții care trebuie arătate, exprimate. Nu știu de ce, cred că au mai fost mesaje de genul ăsta în ultimele luni. Cel puțin pe canalul meu, nu știu pe alte canale, că n-am timp să le studiez pe celelalte. Altfel, s-ar putea să începeți să vă faceți rău vouă înșivă, să vă otrăviți oarecum. Pentru că aveți un foc foarte mare care, dacă nu este exprimat prin emoții, apă, da, s-ar putea să nu se explodeze, să vă afecteze într-un mod negativ. Aveți două cărți care sugerează ridicarea. Și crocodilul despre care am vorbit că trebuie să se ridice la suprafața apei și să studieze problema relaxat, plutind. Și acvila. Pentru că s-ar putea, observând, să primiți niște informații și să vă ajute să vă... Acele informații să vă ajute să vă ridicați. Interesant că în spatele acvilei aveți molia. Despre nu mai știu la ce zodie am vorbit, am mai vorbit la o zodie. Cred că la... Ce zodie am vorbit? La balanță? Interesant, e opoziția balanță berbec. Nu neapărat că aveți de-a face cu o balanță. E casa a șaptea a relațiilor. Că nu vreau să mă fixez pe o zodie anume, să sară lumea în cap că eu știu ce zic despre unii și despre alții. Nu, e casa a șaptea a relațiilor. V-ați ars aripioarele în niște relații. Am explicat și acolo, puteți să ascultați eventual mai mult. Molia înseamnă ce este? Este o ființă delicată, drăgălașă, care e destul de inimoasă după cât verde are pe aripioare, da? Verdele reprezintă chakra inimii, dar este foarte atrasă de lumină, de foc. Că sunt ei,
E semn de aer, că sunteți voi, eu cred că într-un fel sau altul, amândoi v-ați ars aripioarele. Și totuși este etalarea voastră și e posibil ca și voi să vă fi ars aripioarele în trecut în niște relații. Sau într-o relație, acea despre care am vorbit cu Camila la început, da? Sau într-o situație la job, o situație care v-a atras, un proiect care v-a atras și în care la un moment dat ar trebui să puneți prea multă energie și să vă epuizați, da? Repet, dacă nu-i job, poate să fie și o relație. Ah, și interesant cum peste Morie vine vulturul. Agvila, nu vulturul. Agvila. Care Agvila, ca și șoimul, dar și șoimul și Agvila sunt varianta, ambele, într-un fel sau altul, varianta pozitivă a scorpionului. Am mai vorbit, nu mai știu la ce zodie am mai vorbit, tot așa, la scorpion, cred că am vorbit, da? Despre chestia asta. Ori aveți planete în scorpion, oriceva se întâmplă în casa 8-a, a căsătoriei sau a transformării sau a banilor, casa voastră a 8-a, sau relaționați cu un scorpion și toată această relație... Asta cred că e actuală. Molia mi se pare o relație sau o situație de trecut. De trecut. O situație în care v-ați făcut multe griji. N-ați avut încredere în voi la un moment dat, în trecut. Dar sunteți chemați să vă ridicați și să vă transformați. Iar vorbesc de transformare cam aproape la fiecare zodie. Probabil că e acel Pluto cu Saturn care ne influențează pe toți, da? Sau eclipsa care a fost exact pe Pluto și Saturn. Dar, am zis, scorpionul ce face? Adesea se otrăvește pe el însuși în momentul în care nu se exprimă sau dacă se exprimă nepotrivit, îi rănește exact pe cei pe care îi iubește. S-ar putea într-un fel sau altul, că sunteți marțieni și scorpion e guvernat de Marte, să aveți ceva. Mai ales cei cu ascendent în berbec, aveți casele exact pe zodiile originale. Și atunci manifestați zodia scorpionului în puternici, în amploarea ei sau, în fine, intensitatea ei. Sper să înțelegeți ceea ce văd eu aici. Am spus, trebuie să vă exprimați niște emoții, să vă exprimați un foc pe care îl țineți ascuns. După cum vedeți și crocodilul, el e alb-negru, dar doar în ochi îi lucește acel foc. Se vede în ochi, se simte, probabil de unii care sunt empatici, se simte că aveți focul interior, dar în rest arătați cool. Că așa fac scorpionii, chiar dacă vorbim despre berbec, da? E o energie care se manifestă. Și crocodilul e cool, am zis. Dar totuși are altă perspectivă, da? Nici unul, nici celălalt nu este chemat să se adâncească prea mult în sinea lui. Ci ambele sunt chemate, mai ales prin crocodil, da, și prin acvile, sunteți chemați să vă ridicați un pic. În primul rând, să vă exprimați măcar un pic, da, crocodilul plutește doar jumate, măcar o parte din emoții. Măcar o parte din ceea ce simțiți, din ceea ce arde în voi, ca să înțeleagă lumea. Să nu se mai sperie lumea de voi, că altfel am spus, dacă crocodilul se lasă la suprafață, deja devine, se pregătește de atac, da? E un pericol. O surpriză, în general, neplăcută pentru cei din jur. Și scorpionul, da, asta e, repede cât ori o fi nevoie. Și scorpionul, când nu exprimă ceea ce adună emoțional, efectiv se intoxică pe el însuși. Și nu în sensul acela frumos când te intoxici de dragoste. Te intoxici de faptul că simți ceva foarte intens pentru ceva, pentru o persoană și nu exprimi. Nu exprimi. Și Agvila este scorpionul după transformare. După ce s-a omorât scorpionul el însuși,
trece printr-un proces de transformare și se ridică deasupra tuturor. Aveți, eventual simt acum, două variante. Ori să vă transformați radical până la a începe să manifestați această acvilă și a vă conecta la sursă, într-un mod mult mai curajos, mai îndrăzneț. Acvila ce face? Este într-o poziție de leadership, de poziție dominantă. Acvila își domină pasiunea, dar nu doar atât că își domină, că și scorpionul încearcă, dar nu reușește, evident. Acvila își domină pasiunea prin spiritualitate, prin conectarea la sursă. Și am spus că aveți două variante. Ori să vă ridicați deasupra situației, să vă transformați total și transformându-vă total, evident că nu veți mai manifesta în veci această molie, amândouă sunt semne de aer. În cazul în care ați trecut prin niște relații nesatisfăcătoare, de scurtă durată sau pur și simplu pasionale, dar care au ars ca flama. Da? A fost un foc scurt, de scurtă durată. Și nu aveți nevoie de așa ceva. Aveți nevoie de ceva durabil. Da, sunteți semne cardinale, sunteți doritori să experimentați, în general, proiecte, am zis, nu vreau să vă închipuiți că insinuez altceva, proiecte, relații, oameni, situații, vă place să explorați, dar nu în detrimentul vostru. Și detriment avem și aici, prin imaginea scorpionului, care parcă stă să-și dea una în cap singur. A doua variantă ar fi să vă ridicați deasupra apei, deasupra emoțiilor acelea pe care nu vreți să le exprimați și să arătați măcar un pic. Chiar dacă marele foc îl țineți doar în ochi, în suflet, că de fapt ce ochiul este poarta către suflet, da? Prin privindu-vă, vom vedea doar o parte din ceea ce mocnește în voi, dar măcar arătați. Prin gesturi, prin cuvinte, mesaje, eu știu ce ar putea să fie. Arătați un pic din ceea ce sunteți. Cât să nu se sperie lumea și să nu vă ocolească, pentru că evident, cineva când vede un crocodil fuge, derupe pământul. Când vede scorpionul la fel sau când îl simte. Aveți un fel de a fi care îndepărtează un potențial. Am spus la început că în această serie crocodilul e asemănător cu asul de cupă. Asul de cupă ce înseamnă? Înseamnă o nouă dragoste, o nouă relație, o nouă dragoste față de voi înșivă, înseamnă vindecare, înseamnă foarte multe. Nu știu de ce trec la tarot, dar poate că așa trebuie să fie în această etalare. Poate unii aveți de-a face cu un scorpion, că e soare, lună, Venus, ascendent, da? Cineva cu marcaj puternic pe scorpion sau pe casa 8-a și începe ceva în august. Începeți să comunicați, cum am zis mai devreme, să arătați o parte din sentimentele, emoțiile pe care le aveți față de ei. Poate și ei, nu doar voi. Odată ce vă arătați, începe și scorpionul, adică mai lasă un pic din o travă, din foc și se mai îmblânzește. Și atunci, vulturul ar fi transformarea relației dintre voi doi. Dacă în trecut relația, s-ar putea să fie aceeași relație, da? Să aveți o relație cu cineva care
v-a adus neplăceri, dureri, suferință, într-un fel sau altul. Ați întrerupt comunicarea și acum, poate în perioada asta, mai mult sau mai puțin, august, sfârșit de iulie, august, poate chiar septembrie, rămâne de văzut cum se manifestă, începeți să arătați o parte din voi, încep și ei să lase această otravă, se pregăteau probabil să, eu știu, să comită, eu știu, ceva nasol, ceva grav. Da? Și temperați un pic, transformați relația. Transformați relația. S-ar putea acest aer să fie relația voastră, felul în care voi comunicați. Și repet, în trecut a fost și un șoricel. V-ați făcut griji. Și unul și celălalt. Interesant este că în trecut a venit această relație ca cu un mare potențial de stabilitate. Ursul reprezintă asul de pământ în această serie. Da? Această relație care la început v-a deranjat pe amândoi, nu doar pe voi, și pe ei, da? Care este chemată să se transforme, eu așa simt acum, în acest moment simt că acest vultur este relația în sine, da? Inițial a venit ca, cu un potențial fantastic de stabilitate, de echilibru, dar dintr-un motiv sau altul, felul în care ați comunicat aer, da, și unul și celălalt, cred că unul a fost egotic pentru că avem galben și altul a fost prea sentimental, prea emoțional, prea inimos, da, avem inimă. Și undeva nu v-ați înțeles. Și v-ați ars aripioarele și unul și celălalt. Ori ei și-au ars aripile cu voi și voi ați rămas fără admiratori, da? Că totuși focul, da, are nevoie de admiratori. Era un sau o admiratoare înfocată, dar ceva n-a mers. Ei, și acum sunteți chemați, v-ați făcut grijă în ultima vreme, ca să faceți. Își mănâncă dințișorii unghiuțele și să se gândește acolo în întuneric. Ce am făcut, ce am făcut, de ce n-a mers bine. Ei, și atunci, șoricelul trebuie să lase fricile și să manifeste ceva deosebit. S-ar putea relația voastră să fie o relație, după cât sunt de intense cărțile, între două persoane foarte puternice. Foc și apă, da? Amândoi încăpățânați, amândoi orgolioși, cum am zis și mai devreme, dar trebuie să transformați asta în folosul vostru. Pentru că puteți face lucruri foarte importante împreună. Da? Parcă, dacă aceasta e relația, parcă puteți să țineți soarele voi doi. Soarele poate să fie, nu știu, spiritualitatea într-o comunitate, în familie, în locul în care sunteți, voi doi, ca și cuplu. Eu știu pentru cine o fi acest mesaj acum, rămâne de văzut. Dar așa simt, așa simt. Amândoi sunteți niște prădători. Dar, în loc să vă... să încercați să vă distrugeți unul pe altul, mai bine construiți ceva, că există un mare potențial, da? Asul, da? Să scoateți această relație dintr-o stare de, eu știu, de tranzit, de îngheț. Că ce face ursul? Hibernează. Probabil o perioadă relația dintre voi a hibernat. Sau, când v-ați întâlnit cu această persoană, v-a scos dintr-o stare de hibernare emoțională, pasională, da? Da? Și de-aia v-ați aruncat și unul și celălalt în relație, nepregătiți, da? Și ați suferit, dar acum trebuie să vă transformați. Voi doi, eu așa, în acest moment, comentați, așa simt că e vorba de o relație. Dacă nu e o relație cu un personaj, poate să fie o situație la locul de muncă, un proiect cu mare potențial, dar pe care în momentul în care l-ați primit, v-ați făcut mari griji că nu o să reușiți să duceți la capăt. Dar dimpotrivă, se pare că în august, dacă e vorba de proiect,
Vă veți ridica deasupra apelor, apele ce înseamnă mulțimi, da? Deasupra dușmanilor, scorpionul, da? Și vă veți ridica într-un mod în care toată lumea vă va admira. Acesta ar putea să fie premiul vostru pentru acest proiect la locul de muncă. Există și varianta asta. Că poate nu toată lumea e într-o relație de dragoste. Acvila este un simbol regal și militar. S-ar putea proiectul, dacă e la locul de muncă, să vă crească într-o altă poziție mai, să vă ridice în grad, în poziția voastră profesională. Vă creeze o stabilitate, că de fapt asta înseamnă, da, o protecție. Eventual, prin acest proiect, să aveți acces la niște adevăruri, vorbind de aer, este foarte asemănător cu regele, regina de spade. Să vă conectați la niște adevăruri foarte profunde. Și, eventual, să manifestați o poziție de profesorat. Am senzația că, da, cum se uită Agvila în jos, parcă vreți să împărtășiți din ceea ce aflați. Împărtășiți cu pasiune ceea ce primiți ca și abundență spirituală, ca și informații. Înțelegeți? Adevăruri care v-au fost date către studiu, către transformare. Transformare avem și la Scorpion. Scorpion e clar, transformare. Dar trebuie să vă ridicați un pic, să spuneți doar o parte la început. Chiar și din proiectul respectiv. Dacă aveți o idee cum să-l coordonați în așa fel încât să-l duceți pe culmile gloriei, spuneți că nimeni nu are cum să vă ghicească gândurile sau ideile. O parte! Evident, și vă păstrați drepturile de autor. Ca așa e normal. Cam așa simt mesajul pentru voi, pentru luna august. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, iar am vorbit mult. Mai bine vă pup!